Am vorbit un pic de refuzul lui Hagi. Asta îl face totuși un antrenor curtat în continuare. Misterul lui este să refuze pe toată lumea. Zic că ok, el nu gândește așa. Dar paradoxal pe el îl avantajează faptul să zică nu. Că nu este un antrenor. Cum să vină Hagi la echipa națională? Pe a fost odată. A făcut-o praf. Deci nu are în afară de faptul că le spune jucătorilor că el e Hagi. El nu are niciun argument. Hagi, antrenorul echipei naționale, este... Nicolae Ciucă, Premierul României este Viurica Dăncilă, premierul României. Sigur, lumea o să spună, da, dar ăștia n-au făcut nimic în viață, Hagi. Asta că pentru ce a făcut în viață, Hagi și-a primit. Da? Dacă nu are statuie adevărată, o imaginară o are, sigur, cel puțin acasă, în toate încăperile, are notorietate, are glorie, are bănuți. El, da? N-a muncit gratis pentru asta. După ce și-a pus crampoanele în cui, însă nu mai e mare lucru de spus despre el. că adică trebuie să fie rațional. Așa putem să-l aducem pe Lenin direct în mausoleu, să-l punem în față, să ne învețe marxismul sau leninismul. Da? că adică așa e și cu Hage. că adică ne uităm la el, degeaba la aducem El nu este o soluție. Că tu ești lingău de jurnalist sau nu te pricep și vrei să-ți faci o relație. Ok, dar trebuie să-i spui publicului. Eu dacă aș fi Dan Filoti, de exemplu, da, Oh, e mult spus. Aș veni la televizor și a spune, bă, trate, eu am o familie, am un job, da? mi-au dat ăștia o mașină de serviciu și acum o să vă spun ceva despre Hagi. Este un mare antrenor, este un geniu ca antrenor. Și încă ceva, o, uh, uh, scuză-mă, este mai mare ca antrenor decât ca futbolist. Ce bun, cu asta ți-ai făcut prieteni, te sună de la radio Europa FM, da? te sună posturi de astea importante, te invită la emisiuni, că ești un lingău. Deci tu dai bine. Te sună tolontan, faci interviuri, te cheamă Ovidiu la prietenii lui Ovidiu, că ai spus enormitățile astea. Dacă însă ești sincer, nu te cheamă nici dracu. Pentru că lumea nu este făcută așa. Am tot explicat aproape emisiune de emisiune, de parcă am fi la facultate. La un moment dat trebuie să dăm și examen. o măcar extemporal. Să vedem ce ați priceput